Dacă îmi permiteți, președintele Traian Băsescu are calitatea de suspect, spunea domnia sa, pe scările partidului, pe scările clădirii care adăpostește sediul PMP. Este urmărit penal în dosarul în care Gabriela Firea l-a acuzat de șantaj. Și asta e doar una dintre problemele de imagine ale fostului șef al statului în ultimul timp. Este o acuzație concretă la adresa domniei sale. Credeți că mai puteți, că se mai poate construi ceva pe imaginea lui Traian Băsescu sau sunteți un fel de Don Quixote? Haideți să dăm timp un pic înapoi. Îmi aduc aminte că atunci când era primar general președintele Băsescu, avea la un moment dat vreo 800 de procese în calitatea sa de primar al municipiului București. Deci, faptul că... Credeți că sunt comparabile situațiile? Au fost 2 ani de mandat în care șeful statului spunea că modernizează statul și că reformează justiția. Ce arată astăzi DNA-ul, nu mă refer la relatările jurnaliștilor, este o caracatiță teribilă care s-a dezvoltat în această perioadă pe mai multe paliere, la nivelul unor instituții cheie ale statului, dosarul Microsoft, ANRP-ul, toate lucrurile astea s-au întâmplat în vremea lui Traian Băsescu. Un Traian Băsescu șef de stat, nu edil, chiar la București. Absolut. Nu, am vrut să vă spun că nu e pentru prima dată când președintele este, de exemplu, invitat la parchet sau acuzat într-o cauză sau alta. Sunt convins că domnia sa va merge și va da toate explicațiile necesare legat de acuzațiile care sunt aduse. Deci, din acest punct de vedere, nu avem niciun motiv să avem vreo emoție. Doi, eu am lucrat alături de domnia sa timp de 10 ani de zile și știu ce efort uriaș a făcut pentru a consolida aceste instituții importante ale statului. Din acest punct de vedere, sigur că efectele reformei în domeniul justiției se vor simți încă ani buni de acum încolo. Nu poate nimeni ști de ce un procuror ține un dosar un an, 2, 5, 6, 8 și așa mai departe. Nu politicul decide în acest caz. Politicul trebuie să creeze instrumentele prin care justiția să-și poată face treaba și atunci când e vorba de ilegalități să le scoată la suprafață, iar judecătorul să decidă dacă cazurile de corupție sau alte ilegalități care sunt produse de actori politici sau de șefi de instituții se confirmă. Deci ar trebui să luăm să privim cu foarte multă seriozitate tot ceea ce se întâmplă. Ne-am obișnuit să privim lucrurile extrem de emoțional și e și firesc pentru că nu în orice zi se întâmplă așa ceva, dar în același timp cred că tot ceea ce se întâmplă e efectul a ceea ce a construit președintele timp de 10 ani de zile. Ce le spuneți celor care nu fac decât să constate faptul că a trebuit să se termine mandatul lui Traian Băsescu, să pornească tot acest val, inclusiv în cazul doamnei Udrea și al altora, cu siguranță îmi veți da exemple de adversari politici din tabere total opuse, care trec astăzi prin momente dificile. Nu aș da o notă politică, pentru că eu mi-aduc aminte că au existat situații și discuții extrem de aprinse și în rândul partidelor, până aș încheia președintele Traian Băsescu mandatul. În PDL, expresia Băsescu ne arestează primarii, nu o auzeam pe la colțuri, se discuta deschis în plină ședință. Deci, din acest punct de vedere, sigur că tot acest efort de a scăpa de sub control politic sau de a-l evita de sub influența politică actul de justiție, e un lucru bun și sănătos pentru societate. Sigur că... Deci, noastră, mizați în continuare pe locomotiva electorală Traian Băsescu.
Cred că președintele Traian Băsescu este un lider politic puternic care ne poate susține în consolidarea acestui partid. Pe de altă parte, cine altcineva v-ar mai putea susține? Păi uitați-vă și dumneavoastră, orice partid ar vrea să aibă un om cu asemenea experiență, pentru că la PSD nu există. Chiar credeți că orice partid l-ar vrea pe Traian Băsescu? Nu, cred că orice partid ar vrea să aibă în preajma sa un om cu asemenea experiență. 10 ani de zile șeful statului, primar general, 10 ani ministru în guvernul României, deci experiența domniei sale ne ajută enorm pentru a înțelege exact cum funcționează mecanismul politic și ce ar trebui să facem astfel încât să nu cădem în capcana în care au căzut partidele vechi timp. Dar Traian Băsescu, după atâția ani în care, sigur, s-a cam eternizat în anumite funcții, în altele a fost ales prin votul românilor, crezi că se mai poate schimba? Credeți că are resorturi să se reinventeze acum cu toate cele care planează asupra domniei sale? Și nu sunt puținere unele dintre ele și nici ușoare. Sigur, tot ce vreau să subliniez foarte clar este că partidul are drumul său și avem obiectivele foarte clar definite. Suportul de care beneficiem din partea președintelui în acest proces este foarte important, tocmai prin prisma experienței pe care are și, sigur, și încărcătura politică pe care o dă susținând acest proiect politic nou, Partidul Mișcarea Populară. Și din punctul ăsta de vedere, e un avantaj uriaș pentru noi că este în preajma noastră și ne susține în procesul politic pe care... Poate fi și un dezavantaj, la fel de uriaș. Dar mă rog, eu cred că românii vor oameni politici care spun lucrurilor pe nume și își asumă și atunci când greșesc. E important să spună lucrurilor pe nume și să facă și acele lucruri cărora le spun pe nume uneori. Dar mă rog, Traian Băsescu ar putea să deschidă lista PMP la alegerile parlamentare din 2016? Există această posibilitate? Nu cred că președintele vrea să candideze pentru o altă funcție. Din moment ce a fost șeful statului român timp de 10 ani de zile, o funcție în parlament sau în guvern, nu cred că este obiectivul domniei sale. Ceea ce discutăm în mod deschis și aproape săptămânal, de mai multe ori uneori pe săptămână, discutăm despre pașii pe care trebuie să-i facă un partid nou pentru a nu se încărca de metehnele pe care le-au partidele vechi. Și eu am făcut parte dintr-un partid vechi și știu exact cum se pun lucrurile în pagină. Una este să spui la televizor că ești un alt fel de partid și alta este să ai în preajma ta oameni care nu înțeleg ce înseamnă democrația, nu înțeleg ce înseamnă respectul față de statul de drept, nu își asumă să își desfășoare întreaga activitate sub această convingere, domnule, că este în serviciu public din clipa în care se implică în viața politică.